Asta este covata asta, balie, cum se spune noi, că alții spune covată, noi spunem balie. În diferite locuri, că alții le spune covată, în alte părți se spune o balie. Asta a fost o foaie de tablă galbanizată. Cum se spune și zâncată, că alții spune galbanizată, altă zâncată. Și foaia asta este pătrată. Și care noi la colțuri aici așa, la colțuri nu tăiem să fie tăiată, să fie fisurată. Noi aducem pliul ăsta și o aducem așa, și ăsta tot așa, și am în patru odată. Și când le-am ridicat părțile ăștia, ea vine pătrată. Și nu vine tăiată aici așa, aici vine de întregul, dar numai vine pliat așa, vine peste ea. Și care noi îi dăm o margine ca să fie, să aibă o întăritură. Și asta este o balie care spală femeile în ea, care nu vor alții să o spurcă, poate să, la Crăciun, la asta, poate să frământă în ea, poate să pune carnea la saramură în asta. Sau mai facem altelea. Asta este din aluminiu făcută, care noi putem o tăia asta ca să facem alt model. O tăiem fășâi. Așa, și aducem capătul la capăt și o încheiem aici. Ce înseamnă că urțărea? O încheiem la încheietura asta aici, așa, și după care noi îi dăm marginea asta, și după aceea noi lucrăm pe o nicovală de fier. Și îi dăm marginea asta și după aceea noi punem fundul, îi prindem fundul. Ia asta vine din bucăți făcute, iar aia lantă vine din de-a-ntregul. Și asta este un lucru de alumină care se poate lucra mai bine decât tabla. Alumina este mai moale, dar mai rezistentă. Și care noi plecăm de la ăștia și ne facem marfă în stoc. După aceea ne luăm corturile și plecăm prin sate cu bării de ăștia.